Astfel, pentru viitorii absolvenți de clasa 8-a, Inspectoratul Școlar Județean Suceava propune un număr de 232 de clase de clasa a 9-a pentru învățământul liceal la zi pentru cei 6.496 de elevi și un număr de 42 de clase a 9-a pentru învățământul profesional pentru cei 1.176 de elevi. Planul de școlarizare pentru învățământul preuniversitar din județul Suceava pentru anul școlar 2016-2017 a fost finalizat în data 22 ianuarie 2016 și înaintat spre aprobare Ministerului Educației. La începutul anului școlar 2014-2015, în clasa 8-a erau înscriși un număr de 8.001 elevi. În urma admiterii din vara anului 2015, s-au constituit pentru anul școlar 2015-2016 un număr de 223 de clase a 9-a, învățământ liceal zi, cu 6.280 elevi și 43 de clase a 9-a, învățământ profesional, cu 1.183 de elevi. La începutul anului școlar 2015-2016, în clasa 8-a, sunt înscriși un număr de 7.677 de elevi. Pentru viitorii absolvenți de clasa 8-a, Inspectoratul Școlar al județului Suceava propune pentru anul școlar 2016-2017 un număr de 232 de clase a 9-a, învățământ liceal zi, cu 6.496 de elevi și un număr de 42 de clase a 9-a pentru învățământul profesional cu 1.176 de elevi. Planul de școlarizare propus de Inspectoratul Școlar Suceava nu prevede micșorarea numărului de clase la învățământul liceal. La nivelul învățământului profesional, cele 42 de clase vizează 19 calificări, dintre care cele mai solicitate sunt mecanic auto, ospătar, vânzător în unități de alimentație și confecționer produse textile.